Tu ești eroul. Este un mesaj pentru umanitate care începe cu o mică povestioare, dar până atunci vreau să-ți spun că lumea se schimbă. Tu te schimbi? Ții pasul cu schimbarea sau aștept să fii depășit de situație? Sunt Ozana Gioșcă, fondatorul mișcării Be Be Free, mișcarea prin care te sprijinim, te ghidăm să ajungi să devii eroul tău și al vieții tale. Să ajungi să devii persoana care trăiește viața pe care o iubește cu adevărat. Spuneam că tu ești eroul. Și mai spuneam că o să încep cu o povestioară. Sunt în Franța după o săptămână de vacanță la ski și într-una din zile am urcat pe un anume vârf cu telescaunul. După care mai era o porțiune cu teleschiul și nu vedeai ce se întâmplă după. Nu era niciun semn, nimic. Ea doar pentru experți, schiori experți. I-am zis, eu sunt schior expert, am mers pe pârtii negre, pe off-piste, ce încă una m-ar bucura. Am întrebat pe cineva, mi-a spus că e o pârtie roșie și una neagră. Zic, a, mare scofală pentru mine. Ninsese cu o zi în urmă, era o priveliște superbă cu soare. Și m-am aventurat. Ras și cu Sebastian, familia mea, s-au dus la o căbănuță să mă aștepte. Și eu am urcat cu teleschiul și când am ajuns sus, mă uitam în stânga, mă uit în dreapta, mă uit în față, mă uit înapoi și zic, ups, unde am ajuns și ce am făcut și ce fac mai departe. Nu pot să mă duc înapoi, pentru că panta de teleschi era foarte înclinată. Și era foarte, era cumva așa pe o coamă de munte, deci n-aveam, e doar teleschiu și atât, nu puteai să te întorci de unde ai plecat, n-aveam decât să merg înainte. Și înainte eram pe o coamă de munte, puteam să iau stânga pe pârtie roșie sau dreapta pe pârtie neagră. Niciuna din ele nu era făcută cu ratracul, nu era zăpadă bătătorită, ambele erau cu zăpadă fresh. Foarte, foarte frumoase, arătau evident amândouă, dar extrem de înclinate. Inclusiv cea roșie era foarte înclinată. Și nu degeaba erau oamenii opriți acolo, deci ca și mine, ajunseseră oamenii sus și se uitau stânga-dreapta și nu știau pe unde să o ia. Și am zis, n-am decât să mă arunc înainte. Și tocmai când mă uitam pe pârtie și mă uitam așa în jos, era efectiv foarte înclinată, văd pe cineva care o luase în fața mea și care a bușit. Mai aștept puțin, mai văd pe cineva, iarăși a bușit și persoana respectivă. Zic, asta e, merg și eu înainte. Eu nu cad de pe schiuri și pot să spun că schiez foarte bine, dar era extrem de înclinată pârtia, nu cunoșteam, nu mai fusesem niciodată pe acolo și zăpada afânată. Și m-am dus înainte. Și după primele două întorsături, am zis, oh, e înclinată, dar merge. După care, evident, că am mers în continuare și a fost din ce în ce mai ușor după aceea. Dar când am plecat, că aici vreau să ajung, mi-am spus, eu pot. Pentru că dacă plecam cu frică, aș fi căzut și eu ca și ceilalți. Așa am plecat cu curaj în mine, pentru că deja am transformat frica în curaj și îi mulțumesc anișoarei Preda, mentorul meu, cu recunoștință maximă, pentru că m-a ghidat să fac acest lucru timp de cam un an și ceva mi-a durat să scap de toate fricile și mult mai mult decât atât. Și am mers pur și simplu spunându-mi eu pot, eu pot, eu pot și am putut. Și când am ajuns la polele pârtiei, la final de tot, la telescaun, m-am uitat, era înclinată. Chiar la un moment dat am mers printr-o râpă, deci nici n-aveai pe unde să te întorci stânga-dreapta, era foarte înclinată, foarte strânsă. Dar am reușit, iarăși, cu curaj, cu eu pot, am mers până mai departe. Și asta e interesant. Când mă uitam la pârtie de jos, deci după ce am trecut de toate pârtia și toate greutățile, m-am bucurat. M-am bucurat foarte mult că am mers înainte, că nu m-am dat bătută, că nu m-am întors din drum și mai mult decât atât, m-am bucurat de experiență. Și mai mult decât atât, efectiv m-am simțit foarte bine, am simțit că m-am simțit împlinită, am simțit că am realizat ceva foarte important pentru mine, că am fost singură pe acea pârtie prima oară, care era clar un off-piste destul de complex, aș putea spune. Și
experiența, faptul că am trecut prin acea experiență, îmi dă curaj să merg mai departe. Mulțumesc pentru like-uri și inimioare cine mi le dă, să fac și alte lucruri, să încerc și alte lucruri noi și să, până la urmă, să accept experiențele, să accept provocările. De aceea am vrut să-ți spun această mică povestioare legată de tu ești eroul, pentru că observ foarte multe persoane, de fapt majoritatea persoanelor, se așteaptă ca altcineva să îi ajute sau să le ajute, să le rezolve problemele, să-i salveze, să-i scoată din rahatul în care sunt. Unii sunt la mașina de spălat și zic, nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot. Mă duc la psiholog, mă duc la coach, mă duc la nu știu care, că ei știu și ei mă ajută. Din punctul meu de vedere, ei nu știu și nu te ajută. Te ajută doar ca să poți să înțelegi, și aici este un mare ajutor dacă poți să-l primești, că tu ești de fapt cel care îți rezolvi problemele, cu ajutorul unuia și altuia, de acord. Dar tu ești eroul, tu ești cel care treci prin acea experiență, tu ești cel care ai nevoie de acea experiență ca să înveți o lecție, ca să înțelegi niște lucruri, ca să te uiți în urmă și să zici, da, am realizat, am putut, pot mai departe și merg mai departe cu ușurință. Pentru că viața aici pe pământ este despre a experimenta, despre a experimenta tot felul, mai bune, mai frumoase, mai puțin frumoase, mai chiar panicoase unele experiențe, dar important este cum te raportezi la ele. Te raportezi la ele, ia uite, mi-a mai venit și problema asta să o rezolv, sau zici, oh, ok, mi-a mai venit o problemă, mă uit la ea, cum o rezolv și merg mai departe și învăț din această situație. Iarăși venind la erou, și atenție că am început video și o să spun lucrul acesta de fiecare dată, lumea se schimbă, tu te schimbi. Revenind la erou, observ și mă tot gândeam la o grămadă de reclame de la firme mari care vând haine, pantofi, genți, mașini, tot felul de lucruri pe care oamenii le cumpără că le face plăcere să le cumpere, că le face plăcere să le poarte sau să le folosească, că se simt bine, se simt respectați, apreciați de către cei din jur, că arată mai bine sau că au un ceas scump sau o mașină mai puternică, etc. Și ce se întâmplă este că ei cred că acel produs este eroul. Ei cred că acel produs este ceea ce îi face pe ei să fie respectați, apreciați, să se simtă bine, etc. De fapt, este o iluzie. Este o iluzie pe care marketingul, oamenii de marketing, o exploatează sau o creează, aș putea spune. Mulțumesc și ne-mi dă like-urile și inimioarele. Și vreau să-ți deschid ochii, să înțelegi că nu haina, nu pantoful, nu parfumul, nu geanta, nu mașina, nu eu știu ce mai porți, sunt cele care îți câștigă apreciere, respect, cele care te fac să te simți bine, apreciat, etc. Ci tu, ca individ, ca om, ești cel care meriți cu adevărat respect. Dar trebuie să înțelegi lucrul ăsta și trebuie să începi cu respectul tu față de tine. Mă duc la trainer, mă duc la coach, mă duc la guru, mă duc la eu știu care, că ei știu mai bine. E un parcurs, un pas, doi, poate, pe care tu nu i-ai parcurs și sunt dintr-o poziție neutră din care te pot ghida, te pot ajuta, nu zic nimic. Și foarte bine să te duci la astfel de oameni. Dar iarăși, majoritatea celor care trăinuiesc, care îi ajută pe oameni să facă una alta, o fac din poziție de eu sunt mai tare, eu sunt mai șmecher, eu sunt mai bun, eu te ajut pe tine, mă fraiere, să ajungi și tu unde sunt eu sau să ajungi și tu un pic mai bine. Ceea ce nu este ok. Nu este ok pentru că nimeni nu este mai bine decât celălalt. Dar unii știu mai mulți, unii au transformat mai mulți, unii au descoperit puterea lor interioară, unii știu să pună întrebări, unii știu să dea informații, etc. Asta nu înseamnă că unul este mai bun decât altul și că acea persoană este cel care te scoate din rahat. Tu, ghidat de acea persoană, ești cel care te scoți din rahat. Nu te poate scoate nimeni din rahat dacă tu nu vrei. Iar rahatul acum, anul ăsta, e din ce în ce mai mare și pute din ce în ce mai rău. Și îi scoate pe toți din zona de confort ce urmează să se întâmple dacă nu deja ați experimentat-o. Că a început anul de câteva zile și deja sunt foarte mulți oameni care au scris în diversele grupuri pe care le conduc
că au avut diverse peripeții, diverse probleme, diverse stări care nu au fost tocmai bune. Pentru că anul 2024 vine să-i scoată pe absolut toată lumea din zona de confort, vine să te împingă să te adaptezi, să te împingă să progresezi, să evoluezi în viață. Dacă nu vrei, rămâi și te strofoși și mai mult la mașina de spălat, că vin problemele una după alta, rezolv una, vine alta, rezolv una, vine alta. Dar mesajul este că tu ești eroul tău. Și tu îți rezolvi singur problemele, ajutat, susținut, ghidat de unul sau de altul, și te invit să te uiți la viața ta din această perspectivă. Cu cât înțelegi mai mult că puterea este în tine, cu cât poți să-ți accesezi mai mult din puterea ta, cu cât poți să te transformi tu pe tine, să devii omul care rezolvă problemele cu ușurință, cu atât ajungi mai repede să trăiești viața pe care o dorești, viața pe care o iubești, viața care îți face plăcere și pe care sufletul tău o cere, sufletul tău știe că poți să o trăiești. Mai important e să ajungi și tu să vrei și să faci pașii necesari. Dacă vrei, poți să-i faci cu noi în programul Ieșirea din Matrix, o oră pe săptămână, cât un pic, cât un pic, cât un pic, transform cât un pic, cât un pic, cât un pic, înțelegi una alta, evoluezi și ajungi să fii persoana care poate să trăiască acea viață frumoasă, minunată, pe care o dorești. Dacă ai alte instrumente sau alte programe, minunat. Dar dacă n-ai și nu faci nimic, deja anul ăsta te-a prins pe picior greșit și te ține dintr-una într-alta, dă cu tine de toți pereții de nu te vezi. Dacă nu trăiești conștient, dacă nu ți observi gândurile, dacă nu te observi pe tine și dacă nu accepti că tu ești eroul vieții tale și că puterea este în tine. Îți mulțumesc că ai urmărit acest video, sunt Ozana Giușcă din Franța după o săptămână de vacanță și să ne vedem curând în programul Ieșirea din Matrix cu cine dorește sau o sesiune cu mine sau să lucrați cu mine dacă doriți așa. Doar faceți ceva sau dacă aveți alte instrumente, minunat, dar faceți ceva, fiindcă dacă nu, deja cred că ați experimentat și cred că nu vă place ce ați experimentat. Dar când trăiești conștient, viața este mult, mult, mult mai ușoară. Ești cu zâmbetul pe buze, așa cum sunt și eu acum. După o săptămână, n-aș putea spune relaxantă la schi, că a fost cu destul de mult efort fizic, dar a fost o săptămână frumoasă. Îți doresc o zi minunată în continuare și să ne vedem curând la următoarele videouri sau la următoarele programe. La revedere!